Programul Cornul și Laptele prevede acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădințele și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație. Pentru mulți copii, acest proiect are o contribuție importantă la alimentația lor zilnică, deoarece le asigură o bună parte din doza necesară de fructe, legume și lactate. Tu mănânci laptele și cornul? Da! Ce îți place mai mult? Laptele. Da, în afară de lapte și corn, ce mai primiți? Biscuiți? Da. Și mere primiți? Da. Și îți plac? Și le mănânc laptele și tot cornul. Laptele, mere și biscuiți. Și care îți plac? Unitățile de învățământ școlar și preșcolar sunt mulțumite de acest program, iar legea pare să fie bine structurată. Grădinița cu program normal numărul 3 este un exemplu de bune practici. Conducerea unității spune că s-au făcut toate eforturile pentru ca standardele de păstrare și depozitare a produselor să fie respectate cu strictețe. În acest fel, copiii vor beneficia de produse de calitate și se vor putea bucura din plin de alimentele primite. Consider că acest program este foarte important pentru copiii din jurisdicția unității noastre de învățământ, deoarece unii dintre ei au o situație destul de precară și le este de foarte mare ajutor. Atât laptele și cornul, cât și celelalte meniuri de biscuiți, iaurturi și mere. Noi facem tot posibilul să fie menținute la condițiile care ni se cer. Vin însoțite zilnic de avize și de certificate de conformitate. Sunt depozitate corespunzător și această depozitare este monitorizată la 12 ore conform legii. Eu consider că sunt depozitate așa cum trebuie și menținute la standardele care sunt cerute. Programul Laptele și Cornul este unul din proiectele sociale de impact ale sistemului de învățământ din România. Peste 2 milioane de copii beneficiază anual de aceste produse, care, pentru cei din comunitățile defavorizate, reprezintă o masă consistentă, mai ales că în ultimii ani autoritățile au diversificat meniul copiilor, oferindu-le și alte produse.